Iar acum vine pe final de săptămână să ne spună cum stăm cu vremea, cu vremurile și cu schimbatul orei, că se întâmplă și acest lucru, și cu tot ce mișcă în țara asta, celebrul Busu! Vreau să vă zic și eu la mulți ani. Mult. Vă, că ai schimbat decorul pe aici, da. Ce ai făcut? Mamă, am pus, ai la becuri de mai nebuniță, mă. Ia uite, becuri, numai becuri ai pe aici, frate. O să vadă cei de acasă imediat gorila noastră, care sperie tot felul de staruri. Urmează Claudia Ghițulescu, a fost hard de tot. Să știi că am vrut să te sperie și pe tine, dar a fost dezbatere, jur. Bă, la mine... Bă, cum să sperie pe Busu cu gorila? Nu mă mai sperie mare lucru pe mine. Nu, ne-am gândit să facem probleme cu inima, ferească Dumnezeu. Nu, dar după noiembrie anul trecut nu prea mă mai sperie lucruri. Nu, mama, mă mai... chiar să face un an, a? Da, să face nu un an să acum. Crede, 6, pe 6 noiembrie, da. Să facem o petrecere. La Bucea. Exact. Ai făcut o duzină, mă. Da. 12 ani, da. Bravo, felicitări. Mulțumim mult, mulțumim mult. Să țineți tot așa, pentru că e foarte bine. Mă, mulțumim mult de tot. Am ajuns la 12 ani, nu te dau șanse la început. Ziceau, lasă-l că stă vreo lună, două și pleacă, dracul. Nu, uite că s-a întâmplat să rămâi aici. Da. Și să fie foarte bine. Mulțumim mult de tot. Și o să fie bine și cu vremea acum până luni. După până luni? Care, de marți, vjang. Zăpadă? Și zăpadă la munte, da. Deci weekendul ăsta e frumos? Weekendul ăsta e foarte frumos. Weekendul ăsta n-avem probleme. Dacă mai vreți să mergeți pe la munte, să faceți așa o aroganță pe la munte, mergeți acum, că după aia nu mai promit nimic. După adică aceea că de luni vine... Bă, de marți așa, cam, încep și ploile, încep lapovițele și ninsorile pe la munte. Eram prieten. Se răcește foarte tare în nordul țării. Marți, în general, în nord o să fie temperaturi mult mai modeste decât acum. În Bucovina, de exemplu, deci o să fie undeva pe la 9 grade. Deci vine iarna. Cam, da, cam, se cam apropie iarna. Acum, episodul ăsta de vreme rece și mai urâtă, nu știu cât o să țină. Deocamdată am văzut doar că intră pe zona României. Nu știu când iese. Și cât stă. Nu știu cât stă și când iese. Ora? Schimbăm însă, ora? Schimbăm și ora. Hai să schimbăm și ora. Deși, nu știu, eu auzisem că e o dezbatere publică, da, exact, sau nu știu ce. Directiva europeană să nu se mai schimbe ora. Să nu se mai schimbe ora și dacă o țară nu vrea să facă chestia asta, să nu o mai facă. Eu zic să nu o mai schimbă, să o lăsăm naibii așa, că și așa ne-a zăpăcit de tot ora asta. Da. Frate, e chiar zăpăceală dar cu ora. Dar cum dă în ceasul? Înapoi sau înainte? Pe la întăcundă. Înapoi? Adică dormim mai mult. Dormim mai mult, iar dormim mai mult. Dar se întunecă mai repede. Băi, frate, da. Se întunecă Bun, Busu, repede. Cam asta e despre vreme cu Busu, dar hai să vedeți vremurile. Că avem ia ceva să vedem, fain. Ia. În primul rând vreau să-ți arăt la vremuri, Busu, că tot vorbeai tu de munte. Așa. Sunt tot felul de turiști de se duc la munte, la Sphinx. Așa, la Sphinx, da. Sphinxul, ce frumos. Ceea ce nu e rău, dar apoi au început să vandalizeze acolo, scriu numele pe Sphinx. Interzisă escaladarea, scrie clar acolo, se scrijelește pe Sphinx, ceea ce mie mi se pare o aberație, o tâmpenie, o nedelicatețe totală, o lipsă de cultură și o lipsă de discernământ. Nu se scrie pe monumente, indiferent dacă sunt naturale sau istorice. Nu te duci să scrijelești numele pe mănăstirea Argeșului. Dă-o încolo de treabă. Nu te duci să faci asta la Voroneț. Am văzut o grămadă de Vasili, Ionie, Ghiți și Tanțe și mai știu eu ce pe mănăstirea Voroneț. Dați-o încolo de treabă. Lăsați-o naibii în pace. Bă, nu să faci așa ceva. Am înțeles că sunteți reduși la minte. Am înțeles asta. Dar lăsați mănăstirile și monumentele naturale, iată Sfinxul, iată Babele, iată... Ok, te duci, îți faci poză, dar nu trebuie să le mă, scaladezi, sigur că îți faci poză, bineînțeles. Briceagul. Bineînțeles, poți să-ți faci poză, dar dacă scrie interzisă escaladarea, la ce trebuie să te urci pe el? Lasă-l în pace. Și văd o lume aici care a îngrădit acest monument natural,
Măi, mi se pare firesc până la urmă. De dacă... suntem îngrozitori de sălbatici. Bine, acum, sincer, am văzut asta și pe piramide, ca să fiu sincer. Am văzut și la... La Egipt. Da, în Valea Regilor, am văzut și acolo... Și tot așa scria, Maricica 84. Maricica 84, da. Mă, și acolo sunt babuini, au și ei babuinilor. Toți, în general, pe toată planeta asta sunt babuini și oameni fără creier și fără discernământ. Dar, băi, măcar... Hai, dacă noi am putea să facem chestia asta și să ne oprim din distrugere, ar fi perfect. Hai că vreau să-ți arăt acum. Sper că cei de acasă poate au înțeles lucrul ăsta și... Și să nu și mai facă, să ia măsuri, să nu-și lase copiii să învețe exact. Să facă asta și așa mai departe. Haideți că vreau să arăt un material senzațional și îl comentăm. Cu o șoferiță care era pe linia de tramvai. Ia uzi. Și a coborât nervoasă că de ce e tramvaiul înainte. Dați-o încolo, dădea. Păi cum îți permiți, imagine. Băi, tramvaiule? Da, da, exact. Păi ce era cu ei pe linie? Păi nu te duci tu la o parte puțin? Noi un pic stânga-dreapta să trec eu? Busul. Băi, frate. Uite aia. Lasă să vadă. Ia. Deci tot tramvaiul e de vină, că e pe linia lui de tramvai. Ce face gălăcia? Dacă noi trăgeam la serviciu. Cu coala ce caut pe sentul ăsta, că nu știu la serviciu. Ia mă de-așoare, Ghimeaie. Bine, dă-i vremea, că ai. Auzi, cu coala, noi ne ducem la serviciu. S-a băgat și ea ca proastă, ce să facă? Hai, dă-o încolo de proastă. Unde să bagi? Acum că nici n-are cum, să vezi. Foarte bine să stea acolo, numai că întârziem noi la serviciu. Păi da? Copilul cu tramvaiul. Aha. Ce-ai căutat pe acolo? Nici nu poate, zice. Nu poate, că n-a dat cum trebuie. Acolo să stai. Acolo să stai. Acolo să stai. Băi, dar cât de bătută în cap să fie, mă, frate, mă. De ce, mă? Mai văd, fii atent. Da, apropo de asta, mai văd pe la Hala Traian pe acolo, da. La un moment dat tramvaiul face dreapta să se ducă spre Unirea. Și în fața Halei Traian mai parchează mașini. Da. Bă, e întotdeauna câte o proastă. În general, proaste am văzut. N-am prea văzut băieți. Asta așa am văzut eu. Nu, că eu. Sunt și ei, să știi că sunt bă, și ei. Am sunt văzut și ei, sunt convins, dar am văzut numai să femei. Nu misogin, în general am văzut femei care parchează și blochează linia de tramvai și tramvaiul nu mai poate să ia curba. Da. Și o caut eu ca prostul, că și eu sunt prost, o caut în Hala Traian. Doamnă, care ați lăsat mașina aici? Că nu poate să treacă tramvaiul. Bă, și vine, adică ia pe tocuri frumos, nu știu ce. Vine și ia Porsche-ul sau ce naiba și-a lăsat ea pe acolo și pleacă. Dar după eu cu greu, cu greu. Eu ce imaginez că tu dintre Hala Traian și strigi și da, mă, și strig, care v-ați lăsat? E vreo bătută în cap care și-a lăsat mașina? Și iese ea, iese, în general e ea. Ce s-a rămas domnul busul? Da, să trăiți. Băi, e de, da, e de râsul aici lumea. Asta nu se poate, mă, așa ceva. A coborât, dar eu poate femeia, acum era frică să dea înapoi cu mașina. Păi cum să fie frică, mă, să dea înapoi cu mașina, mă? Poate nu știe să dea înapoi cu mașina. Da, acum arunca și a tramvaiul să dea înapoi. Da, mai bine de tramvaiul. Da, băi, tramvaiule, du-te, frate, un pic înapoi ca să ieși și eu de aici. Da, curajoasă, băi. Doamna. Da, curajoasă, dar proastă. Iertați-mă, n-am ce să mai comentez. Păi ce să zici, mă, mai la e, așa mai ceva? E unul în Bacău, pentru că aș vrea să nu facem discriminări. Așa, care e bărbat de data asta. A intrat cu mașina în parc să-și facă niște pune. Ia uzi, a intrat în parc, săracul de el. Ia aici se uitau pe monitoare. Pe monitoare, ia să vedem. Și aici e... Ia, stai așa. Dă și aici. Poți să dai și aici, în spatele meu, ca să-l văd mai bine? Nu poți. Hai. Of, Doamne, tehnica asta. Acum vine busul, fii atent. Asta e, uite-l. Hai să facem poze cu Ștefan cel Mare. Băi, sunteți nebun la cap. Uite tu la el, m-a oprit în parc, mă. Deci a intrat în parc, cum așa s-a dus în parc, mă, că e mai bine în parc. Ia uite-l. Și-și face poză cu Ștefan cel Mare. Să uite, să vadă și placa comemorativă.
Și polițistul se uită și el. Că ce altceva să facă polițistul?